fața dumneavoastră cu un proiect pe care vă adresez rugămintea să-l aprobați pentru achiziția unor imobile în vederea relocării a 3 unități spitalicești care își desfășoară acum activitatea în condiții care nu respectă practic normele europene de confort ale pacienților. Mă refer la maternitatea Panait Sârbu, cunoscută mai mult ca maternitatea Giulești, care își desfășoară activitatea într-un imobil care a fost o școală de meserii pe vremuri și are nevoie urgentă, deci nu mai putem aștepta să construim în câțiva ani urgentă de un imobil nou, adecvat. De asemenea, un imobil pentru relocarea parțială a spitalului Cantacuzino și de asemenea un imobil pentru clinica de chirurgie oromaxilofacială Dan Teodorescu.